Duș. Păi de greu. Păi de greu, nici nu pot să ne. Salutare, prieteni pescari, și bun venit pe canalul meu. Iată și o nouă partidă la pescuit pe Râul Nistru. Azi la noi data de 3 august. S-a început luna locuptor. Sper și crapul să înceapă să fie activ. O să am o partidă de 2 zile la crap pe râu. O să încercăm la monturi clasice, doar să pescuim. O să lansăm 5 lansete. Pe parcursul partidii, băieți, ați vă arăt la ce pescuiesc, cum pescuiesc și dacă să avem ceva rezultate. Bine, eu vă urez vouă o vizionare plăcută. Mie succes, băieți. Care nu e abonat, neapărat să vă abonați. Începem partida. Este o trăsătură, băieți? Vine greu, am înțeleg. S-a agățat vreunul sau vreo creangă, așa? Dar parcă nu se înțelege pește sau... Cam așa să vedem. Posibil să fie pește. Da, e pește, e pește. E pește, văd că se duce la deal. Și mai n-a dus pe celălalt. Este, l-am scos. Așa, unul, dură 2 kg. Așa, unul mare. Așa, un locușor, băieți. Tot ne-am pregătit de cu sară. Ieri a plouat. A plouat binișor în zona noastră. Îți punem câte un stick. S-a pus o ceață azi, cum se vede. Plumbi de 130 de grame, montură, plumb pierdut. O plouat binișor, foarte bine o plouat chiar, pot să spun așa. De grabă nu mai ieșim din pădure.
Astăzi să pescuim la distanță. A să-i dăm sub marul celălalt. O să-i dăm la punct fix. Prima lansetă. Cam e greu acum să te orientez. Dar o să încercăm să facem prima lansare. Îi dăm puțin mai la deal. Pleacă. Să facem câteva rochii până la clipsă. Să avem puțin zapas. De un caz de sagat și a treia. Largim frâna neapărat. Șeci peți, două, spun două, fideri de mele. Montură simplă inline, plumbul de 130 de grame. Și aici un rig. Acum așa să îmbrăcăm câte un stick și o să facem de lansare. Cam de duși tot tare. La vale ne le duși, blin. Asta nu-i prea bine. Am deschis, hai. Hai, și ultima. Să-i dăm. Tot slip de rig montură.
ceața asta. Chiar azi ar fi minunat de pescuit. Mingele mele. S-a făcut. Să-l agățăm. Este, este. O, de greu. Stă pe loc, nu? Nu știu să mișcă. Călac. Trebuie să fie așa. Nu înțeleg, și duplet? Să iau alt trac. În spark iau alt trac. Răzletăm într-o parte. Să nu se duc în coașă, în tufare, să mai... Până acum mai repede să-l trag. Hai, vin înapoi. Și de la fund nici murasul nu este ca un top. Păi de ce nici nu vreau să mergi? Hai să vedem. Așa, de vreo două și ceva. Așa de negreu, parcă. Joc, tuleac. Trage, taie. Op. Este, a uite, vezi. Iar unul. Două chile și ceva. Este bol. Încă unul mai este, vezi? Adrenalină plăcută. Peștele se hrănește azi. Băi, așa am porumb fiert. Ieri am nădit. Am așa să nădim și azi. Și acuși. Moșul meu mă ajute. Tac. Soarele frigii, nădușală. Tax. Lansetele noastre se trău drept, noi să ne străduim pe diagonal, să nădim la deal, cu vreo 20-30 de metri. Cât mai la deal. Prima, așa că nu trebuie să primi bine.
ora 8 jumate, dar e căldură, dar da, ferești. Ieri seara când am venit am dovedit doar scot lansetele și să ne adim puțin. A venit ploaia și s-a terminat tot. Ia uiteați-o. Așa. Și băieți, am hrănit locul, am lansat toate lansetele încă o dată și stăm și așteptăm să vie peștele. Aia asta mă și ne-o duce la vale. Mi se pare că este. Este ceva frumos, mă tine. S-a agățat în ceva. Încă mă înțeleg. Nu, este pește. Este pește, băieți. Duce la vale. Este ultima.
să mă dăm cu aia. Da. Bine, așa încet ușor. E măcar să te vedem și ești aici. Tot e frumușor. Frumușor și este. Am așa valuri de. Sper că s-a agățat bine. Băi, țăl. O simțit. O simțit că l-aduc. Este. Este în sfârșit. Este unul. Vreo 3 kg, 4 maxim, 3 kg și la 3 saibă. Opa! Băieți, așa un exemplar. Acum e ora 12 de zi. M-am bucurat. Greu l-am scos pe din partice. La final văd că se zbate. Nu vrei spre dăie, până la urmă. Te-am scos, băiat. Este unul. Deci erau 3 porumbi, băieți, au rămas 2. La 3 porumbi s-au agățat. Acum așa să ne punem unul din nou. O să lansăm așa. Așa cu așa să gătesc niște sticuri. Hai să mai lansăm o dată. Le-am scos pe toate. Le-am verificat până când și sticuri n-am făcut. Acum așa să pregătesc niște sticuri. Dar până când și lansăm așa o dată, fără sticuri. Spre o oră. Una este. A doua. A doua. Și ultima.
Și băieți, am mai lansat odată toate trei. Și pe cele două mai devreme pe le-am lansat. Ha. Așteptăm următoarea trăsătură. Tak, băieți, mai facem una de risară. Opa! Nu aș vrea să mă ajută. Îi dăm mai la deal. Jumătate de caldare nu mi-a rămas. Eu mai spărănit câteva. Înainte de a porni camera, zic de să vă arăt și vouă că facem nădirea. Nădim azi și-o mai rămas și mâine așteptăm trăsăturile. Так. Cam așa-i procedura. Ну și băieți, am mai nădit. Sara acum. Sper mâine dimineață să avem trăsături sau aspan târziu. Hai, continuăm pescuitul. Bună dimineață, băieți! Așa am frumușat. Vreo 5 kg la sigurare. Frumos pește. S-a agățat bine buza de jos. Nu era să scăpe. M-am luptat mult șor cu dânsul. La 3 boabe agățat. Motor clasic. Frumos exemplar. La final ați vă arăt. Încă o dată. Este. La ora 5 s-a agățat. Hai, mai lansăm o dată. Azi la noi ultima zi de pescuit. Super! Pus o trăsătură. Regula mă leacă frână. Am alergat la fugă. Ai, mi titelă, pe ceva frumos. Într-adevăr, peștile se hrănește și... Nu-i tare greu, da? Încă nici nu pot spune. Să duce la vale.
crengile cele. Trag în coașul mai pe jur. Spre mine. Nu e mare, dar sunt răi, sunt foarte răi ăștia, mai ales de 2 kg. Eu pe încă și nu l-am văzut. Frumos, frumos. E frumos și aici. E rău, nu vreau spre de. Poate vreo 3 kg dacă mă greșesc. Nu așa să-l vedem. Trage aer. S-a scos, trag aer. Laura. Mergi ca o torpedă. Hai, trage, trage o dată. Așa nu-ți mai trage o dată și... Hai. Încă o dată mai trage și... E a nostru. E a nostru. O, ai, fărușel. Asta vreo 3 kg trebuie să aibă. O, a, ce frumos pește. S-a agățat bine, băieți, buza de jos. De mijloc. Frumoasă. Băieță, așa unul. S-a agățat frumos. Nu știu dacă se vede bine la cameră, dar este. Super, super. Bună dimineața, băieți! Iată, și s-a început a doua zi de pescuit pe râu. Acum, haideți să mai lansăm odată toate lansetele, să le verificăm, punem câte un stick și poate nu-și mai vine vreunul. Aici, băieți, am un lichid. Dacă mă întrebați care e prima dată, să uite. Este o rețetă de pe internet. Luată. La moment o testez. Dacă o să fie ceva mega super bună, o să vă dau mai multe detalii după câteva partide. Îmbrăcăm digitarul și... strângem frâna înapoi. Dă, Doamne, într-un ceas bun.
a doua. Este. Hai, și a patra. Soarele bate în față. Asta ne bronzăm azi. Iarăși. Hai, dă, Doamne, într-un ceas bun. Nici nu se vede. Unde lansează. Deci am lansat toate lansetele, băieți. Hai, sper astăzi să mai luăm măcar încă o captură. Ora 7 frige soarele. În spate foarte tare.
Так. Положим уже что-то внутрь. Facem un dublu nod. Așa și mai facem unul și... E destul. O bucată din cartele se rătăie. Iată așa, băieți, mântura noastră este gata. Acum să scoatem câte o lansetă și să le schimbăm pe treptat pe toate porumbii. Să punem ceva mai proaspăt. Țac. Asta o scoatem. Acum punem pe cei nouă. Și o agățăm pe asta, nouă făcută. Iată așa, băieți. Sticul n-am făcut. Acum să-l lansăm așa odată. Fără nimic. Atent cu pacul aici. Hai, zbucăm! Acesta, băieți, cu trei boabe, acum să-l punem porumb și data viitoare când ați scot, o să-l lansăm, o să le schimbăm pe parcurs pe toate. Băieți, am mai făcut o montură, o să încerc un slip de rig, trei porumbi fierți și un ceva, un plotă, un pufi, sau nu știu cum se zic. Pinoplast. O să încercăm data viitoare să supunem la altă montură, să vedem. Într-un timp des ne facem așa niște sticuri, măcar vreo 1-2. Pe azi, măcar pe vreo lansare 2. Nu am mult. Sincer, nu m-am pregătit o tare de partida dată. Vreau să încerc la aceste două fidere. Spun un coșuleț, tot așa o montură feeder, dar cu un forfac cu porumb pe fier de păr. Dar deja data viitoare să încercăm. Soarele frige foarte tare. Des de dimineață. Mă bucur că în sfârșit
s-a calmat curența cam. Tot mai sunt, dar sunt mai slabi. Deja se poate de lansat sub malul celălalt și să avem capturi mai frumoase, cum am avut și eu până acum. Băieți, două cuvinte așa, până când trage peștele, care e prima dată la mine pe pagină. Pescuiesc la 3 lansete pentru crap Veida, model Noblest, 3,60 m, 3,35 m, LB. Mulinete, băieți, model Shark Surf, 7000. Pe tambur avem fir monofilament, 0,25 m. Plus înaintaș am pus din fir textil, la fel de 0,25 m. Deja restul avertizoare care sunt cel mai ieftine pe piață, spingerile la fel. Și alături de mine aici avem două fidere, la fel 3,60 m, model Flagman Squadron Pro. Testul e până la 200 de grame, adică aveți rezervă să lansați cu greutăți mai grele. Și două mulinete de la Kaida, model UHF0150. Sunt satisfăcut de aceste mulinete, la preț și calitate, sunt ok. Cam asta e din echipament. Pe lângă asta mai pescuiesc și la lansete crocodil, care sunt foarte trainice și puternice pentru a pescui pe râu. Maxim lungimea 2,70 m. Cu ele pescuiesc în caz când nu am posibilitatea de a lansa sub multicrenci deasupra, de exemplu, și nu este comod să lansez. Și prieteni, iată și luna august, mulți sunt acum în vacanță și am decis să realizez o partidă cu unul din voi. Pentru a participa, condițiile sunt următoarele. O condiție foarte simplă pentru a participa este să vă abonați la pagina mea de Instagram, să dați un like la această postare și să scrieți un comentariu. Pe baza la comentariu va fi selectat câștigătorul care va putea să meargă cu mine la o partidă de pescuit. O condiție importantă este să aveți posibilitatea să veniți să pescuiți pe râul Nistru împreună cu mine în Parcul Național Nistru de Jos, în raionul Ștefan Vodă. Localitatea deja să o stabilim împreună, să vedem. Vă urez, băieți, la tot succes și peste o săptămână o să ne vedem într-un live unde să anunț câștigătorul. Mai multe detalii o să vă dau pe parcurs. Stârnit o leacă de vânt. Nu și prieteni, tot e bine și frumos. Partida mea de două zile a ajuns la final. O rămas să scoatem peștele, să vă arăt și vouă ce am prins. Și am plecat acasă. Acum e ora 12. Hai încet și ori să-l scoatem. Foarte atent. Смотри, шорка мы шибри. Опа. Камаша боец. Акуша свиярит. Frumușeie, ceva să eliberăm. Al duși, al duși. Oi, dar e greu. Oi, dar e greu, nici nu pot ține.
Băieți, nu m-am vrut să fac finalul. Și mai este unul. Iese, dar mă ating că e tare frumos, nu știu. Și el puțin greu o scot. Ceva frumos. Îl duc și la deal. Mi-a făcut o trăsătură. Mi-a făcut o trăsătură. Îți duci tare. Uși e greu. Am ușa să mă ajutați dacă ceva cunțări și ele acum trebuie să... Ia îți duci peste dânsul, pe ce să așa, muș. Ia dacă ceva, mușa, să trec în parcie. Și aici, apropo, am un cârlic numărul 8. Să îți duci înapoi la ravale. Oh, nu știu cât are, dar... Nu știu, iar vreau un trofiu. Uite. Încet ușor. Văd că așa la vale, la vale. Da, Doamne, poate să-l înadghine. Măcar să-l vedem, da, cel puțin. Oricum comie un șal. Cum? Încet ușor el comie, mă ghine. Las. Principalul macar să te vedem. Hai, mușa, stragă. Pancă și nu te greghi, cum trebuie mușa să stragă o leac de aer. O leacă l-am văzut. O, trofeuciu! O venit trofeu! O venit trofeu la Nicolae! O venit trofeu la Nicolae! Am ușit la strag aer, n-al grăbim. Nu las că am ușit, eu să-l aduc, el trebuie să-l obosesc o leacă, el e mare. Încă am ușit încă o leacă. Hai, hop, este! Așa în sus, dacă așa, op. Este, ridicata! Super! Este! Ne tremură mâinile de bucurie. Este. Hai. Vrem să vă arăt pe ăsta mai mitel. Dar ăsta încă mai mare. Ia și frumos trofeu. Ce mă da? Da. Cum mătră mă ajută? Da. Super. Oh, și botișca are, băietul. Uitați-vă și frumosată. Cam cât băieț are, cum credeți? Uai! S-a agățat foarte bine, ăsta era meu, era preconizat să fie meu. Frumos pește, da? Și iarăși trofeul îl prind la un cârlig numărul 8. Frumos exemplar. De să-i dă o pupă. M-am bucurat. Băieți, așa o captură frumoasă. 7 kg. Ca la final de partidă. M-am bucurat. Super. Mersi mult că v-ați uitat până la urmă. Eu aici închei această partidă. Mă bucur că m-ai bucurat. Să-i bucur și pe alți pescari, cum ai bucurat și pe mine. Haideți să-l eliberăm. Hai, băiețel. Du-te-n șetșor.
La revedere. Data viitoare să fii mai frumos. Băieți, eu vă urez vouă fire întinsă, sănătate și numai bine. Ne mai vedem pe la alte partide. Nu este mai mult.